Între atâtea hituri pe care le auzim la radio și le vedem la TV, muzica folk reușește să supraviețuiască. Aseară, Vali Bogdan și Mircea Rusu Band au cântat pe aceeași scenă și ne-au reamintit ce înseamnă calitatea. Mai rar se întâmplă astfel de lucruri, dar când se întâmplă, sunt adevărate. Foarte impresionant. Suntem bucuroși de oaspeții care ne-au vizitat țara. Dacă am simțit o lipsă cronică de muzică bună, Vali Bogdan a ieșit în întâmpinarea dorințelor noastre. Să ne cunoaștem și așa a luat ființă acest proiect care sperăm să-l ducem și în România, unde ni se alătură și Maia Morgenstern și Ion Caramitru, oameni pe care dumneavoastră bănesc că știți. Despre ce s-a întâmplat în această seară minunată, în această sală. Cred că a fost un schimb de energie, de emoții. Pentru noi o experiență inedită, cum spuneam, este prima dată când suntem la Chișinău, dar sperăm din tot sufletul să fie de-abia începutul unor colaborări fructuoase pe care le-am început cu Vali Bogdan și trupa lui. Este destul de aproape aceste două direcții muzicale care noi încercăm să le depistăm. Unde sunt la bază folclorul și urmează să încântăm lumea cu ce putem noi în scenă. Vrem să lucrăm împreună niște piese, după cum și disting fiecare trupă. Ceea ce cântă Vali se intersectează cu ceea ce cântă Mircea. Mână Gheorghe, carul tău, că nu m-a dat bine, preteniși cu tine și la rău. Colaborarea între Mircea Rusu Band și Valentin Bogdan Band, ați văzut-o și dumneavoastră, este foarte frumoasă. Foarte productivă. Ne-a făcut o mare onoare și o mare plăcere să cântăm alături de dâns și să colaborăm. Dată la Chișinău, cum v-a părut publicul de aici? Foarte tare mi-a plăcut și publicul și sala și tot. Este un loc binecuvântat, Chișinău. Eu am mai fost la dumneavoastră aici, m-am simțit ca în rai. Sunteți niște oameni minunați, așa de calzi. Nu cred că am întâlnit toată viața mea un public mai minunat ca acești oameni din Chișinău. Dacă pleci să nu mai vii, dacă vii să nu mai pleci. Cum vă pare atmosfera creată de Mircea Rusu Band? Este o atmosferă foarte caldă, să-l mai auzim mai des. În această seară a fost un concert extraordinar, de o atmosferă nemaipomenită. Ați văzut și dumneavoastră ce se face în sală. La momentul actual, ascultând acest concert frumos de Mircea Rusu, Lucian Darie, foarte frumos a cântat, așa, o voce frumoasă a avut. Puteți să ne bucurați și nouă sufletul cu vocea dumneavoastră? Ok. Pentru Muz TV. Cine te-a făcut pe tine, tu doriți-o nene, așa înaltă și subțire, tu doriți-o, nene. E o atmosferă de poezie, poezie a sufletului. Ia uitați-vă cum respiră sala.
Asta înseamnă pentru tine oare și o lansare pe piața din România? Normal. Tot ce fac eu, fac să se audă de bucata asta de pământ, Moldova, de cei trăiesc aici, cum gândesc, cum cântă. Am înțeles că nu mai ești un burlac. Presupune oare asta și ideea și speranța de a fi tătic în curând? Bun, e speculație mare la voi în mass media, dar țin să vă povestesc de atunci. Nu pot discuta viața mea personală cu nimeni, chiar și cu voi. M-am îndrăgostit dintr-o întâmplare, dar nu întâmplător.